pot fi ușor enigmatice. Da, sunt enigmatice oricum. O să visez, nu știu, cai și o să te întreb oare, ok, eu vreau să-mi schimb serviciul și ăsta îmi dă cai să visez. Da? Și de aceea sunt importanți primii doi pași unde eu comand un vis, mi-l notez și a doua zi sunt atent la ce se întâmplă în cursul zilei, da? Ca și eveniment care are legătura cu acel vis. Da? Și atunci încet, încet, încet să-mi fac dicționarul meu personal al viselor, al viselor mele. Asta este foarte important. Și atunci, la un moment dat, deja treci... Deja știi ce înseamnă atunci când visezi, exact. Încep să acumulezi experiența, de la un vis pe noapte treci la mai multe vise pe noapte și deja viteza crește, da? Astfel încât deja intuitiv o să știi, am visat chestia aia, înseamnă asta. Aveți exemple, aveți persoane și care v-au care povestit se... și au comandat astfel de vise și au obținut rezultate sau în experiența personală ați obținut în cursul vieții rezultate, v-ați comandat un vis și chiar ați obținut? Da. Ne puteți am obținut vise? Informația. Chiar și în carte există o descriere unui vis foarte frumos unde un absolvent Silva pleca la drum și a comandat prin vis informația dacă trebuie să fie pe drum atent la ceva, datorită faptului că pleca cu motocicleta. Și a visat că era la un prieten al lui și că îi serveau, era la masă și l-au servit cu mazăre, cu păstăi de mazăre. Și lui mazărea nu îi place. Dimineața când s-a trezit a zis, ok, ce legătură are mazărea, prietenii, cu drumul cu motocicleta. Adică să mă duc la ei, să nu mănânc mazăre. Da? Deci era destul de metaforic în acel moment. Ceea ce s-a întâmplat este că la un moment dat, pe drum, gonea cu motocicleta și s-a apropiat de o camionetă. Și apropiindu-se de ea, a văzut că era încărcată cu lăzi de mazăre, păstăi. Da? În acel moment și-a adus aminte de visul lui și a încetinit. A lăsat camioneta să meargă mai departe și după o curbă a alunecat motocicleta pentru că căzuse o ladă cu mazăre. Așa că dacă ar fi avut viteză mai mare, da, cu siguranță ar fi alunecat și rezultatul ar fi fost cu totul altul decât cel care a fost acum. Deci el a primit în cadrul visului un element. Un element, da. Care constituie exact impedimentul pe care l-a întâmpinat pe drum. Exact, exact. Așa că e o informație care o primești. Da? Și de aceea e important, de fapt, să înveți mai întâi limbajul imaginației tale. Că oamenii vor putea și în seara asta să se ducă, să culce, să spună, ok, vreau să visez soluția la problema pe care o am. Și să spună problema. O să aibă acel vis. Doar că dimineața când o să trezi, o să spui, ok, și ce înseamnă acest vis? Așa că e o tehnică care îți dă imediat informația, dar în prearabil trebuie să învățăm. Dar este informația așa cum este ea cunoscută la nivel subconștient și pe care tu poți să nu o conștientizezi. Spre exemplu, de aceea este important ca pe parcursul vieții să ne notăm sau să încercăm să reținem ce simboluri sunt folosite în vise. Absolut. Pentru că sunt situații în care visezi o anumită persoană și de fiecare dată când visezi această persoană, ți se întâmplă un lucru negativ sau pozitiv. Exact. Este o conexiune. Deci de fiecare dată când visezi o persoană, acea imagine pentru tine reprezintă ceva în viață. Și atunci trebuie doar să fii un pic mai atent la ceea ce visezi. Adică sunt avertismente pe care le putem primi în timpul somnului, dar este foarte important că visăm. Majoritatea deci nu le înțeleg. De atenționare. Fii atent. Ai grijă la aia și aia. Visăm soluții, visăm informații despre ce decizie să luăm. Avem tot felul de vise. Ați avut un astfel de vis în care să cereți răspunsul înainte de culcare și chiar să visați soluția și să fie și cea reală? Da. În 90-91 eram în Serbia și trebuia să iau o decizie importantă pentru mine. În sensul unde să plec. Începuse războiul și simțeam că nu mai este loc unde să stau. Și atunci am cerut să-mi vină informația unde să mă duc. Aveam foarte multe opțiuni, și asta este adevărat, dar mi-a venit opțiunea du-te în România. Am visat efectiv drumul spre România. Și am luat această decizie, cu toate că în 91 să te duci în România, când ai oportunități să te duci în Occident, unde toată lumea vrea să ajungă. Și cum ați identificat că era vorba despre România?
visat drumul care merge pe lângă Dunăre până la porțile de fier. Am visat că eram acolo și mergeam spre România. Deci a fost un vis chiar mot-a-mot. În ce a constat concentrarea dinaintea somnului? A fost întrebarea. Unde să mă duc? În ce țară să plec? De aici. Și ca să fiu sincer, de ce a fost pentru mine surprinzător, este pentru că România nu era pe lista mea. Unde să mă fi dus? Pentru că de obicei... Deci atâta nu a fost influențat de gândire rațională. Nu, pentru că logic și rațional mă așteptam la cu totul alt răspuns, în sensul să mi se dea o țară unde aveam oricum rude sau cunoștințe. Că știți cum este? Când pleci în necunoscut, totuși cauți niște elemente de siguranță. Și dacă aș fi primit logica, spunea de fapt, casa și masa. Da? Du-te acolo unde ai casa și masa, ai, să zic așa, niște lucruri esențiale deja rezolvate. Dar ați întâlnit și persoane care au cerut aceste răspunsuri în vise, au primit visul, dar le-au interpretat greșit și au acționat greșit în consecință? Nu cred că a fost interpretarea greșită, cât a fost frică de a lua o decizie care nu are niciun element logic. Fiindcă de multe ori informația pe care o primești este aproape să sare necunoscut. Și niciodată informația pe care o primești pe de altă parte nu va veni cu lămuririle suplimentare. De ce? De ce să te duci în România? Este sau doar de ce un tablou sau o informație? Este doar sau... informație. Asta este soluția cea mai bună pentru tine. Partea cea mai frumoasă este că, de fapt, informația pe care o primești subiectiv privește tot ansamblul vieții tale. Nu numai situația în care te afli și elementele logico-raționale. Dacă astăzi, dacă întreb cum ies din acest spațiu, logic o să spună dreapta, stânga, pe scări, pe trepte, iar intuiția s-ar putea să spună nu, du-te la geam. Da? Sari prin geam. Logic o să spună cum să sărim pe geam. Suntem la înălțime, o să ne rupem picioarele, dar de fapt, apropiindu-te de geam, o să constați că acolo este o schela, oamenii lucrează, te-au ajutat să coboși și ai coborât în siguranță. Da? Asta este partea care, de fapt, este cea mai mare provocare pentru oameni. Logica este de fapt... Vrem tot timpul siguranță. Logica caută elementele sigure. Logica acestei metode este de fapt aceea că subconștientul știe mai bine decât conștientul soluția problemelor? Da. Da. Și adică mai aproape de adevăr. Da. Și vede la distanță mai mare. Eu spun întotdeauna logică suferă de miopie. Ea nu vede la distanță. Ea vede foarte aproape, dar vede curtea ta. Dar nu vede orașul. Nu vede zona în care locuiești, nu vede țara în care locuiești. Logica nu are această capacitate, dar subconștientul tău, da. Și el, în concordanță cu toate aceste informații, cu toate aceste elemente, îți va da informația care este soluția cea mai bună. Nu neapărat în acel moment, ci pentru viitor. Așa că s-ar putea, la un moment dat, luând asemenea decizii, să treci și prin perioada